Emisiunea Un Doctor pentru dumneavoastră este susținută de Hofigal, Derma Vital, Clinicile Dr. Leahu. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit aici pe TVR Internațional. Așa cum bine știți, astăzi sărbătorim Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, într-o ediție specială a acestei emisiuni cu eroii zilelor noastre, medici români în linia întâi a frontului, în lume, care luptă împotriva unui inamic nevăzut, dar care a impus pentru noi toți o nouă normalitate. O ediție dedicată românilor de pretutindeni, un tur de forță cu medici români valoroși din toate colțurile lumii, specializați în boli infecțioase, pneumologie, chirurgie generală, medicină de urgență, cardiologie, anestezie și terapia durerii, care luptă zilnic la granița dintre viață și moarte. Iar în ultimele luni, în condiții extrem de dificile, au fost în linia întâi în țări precum Franța, Italia, Germania, Austria, Statele Unite ale Americii, Anglia, Irlanda, Elveția, Belgia și România. Și acum online, ca așa ne-am învățat cel puțin în ultima perioadă să facem lucrurile, împreună vom transmite către dumneavoastră gânduri, experiențe, dar mai ales recomandări. Și asta pentru că sunt oameni care au renunțat la halatele albe pentru echipamente de protecție, s-au izolat de cei dragi și au pus în pericol propriile vieți pentru salvarea altor vieți. Sunt mii de cadre medicale în lume care s-au contaminat cu COVID-19 în această perioadă. Unii și-au pierdut viața chiar pe baricade, așa că am simțit nevoia ca această emisiune să fie dedicată oamenilor care cumva și-au pus pe tavă viața în aceste luni. O emisiune în care, în felul nostru, încercăm să le mulțumim pentru aceste sacrificii extraordinare pe care le-au făcut pentru noi toți. Și începem așa, în acest tur de forță, cu prezența unor nume excepționale din medicina românească. Îmi place să le spun așa, chiar dacă profesează în acest moment peste mări și țări. Bună seara, așa, și începe cu doamna profesor dr. Vanda Maria Popescu, care e alături de noi tocmai din Statele Unite ale Americii. Și doamna doctor, v-aș întreba cum e situația în acest moment în Statele Unite și cum a trăit toată această perioadă. Da, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră la această emisiune și suntem, cred, toată lumea onorat să participăm în aceste momente relativ dificile în viața tuturor medicilor. După cum știți, în Statele Unite sunt cele mai multe număr de cazuri de boli COVID și unde practic eu, în Connecticut, în New Haven, este relativ aproape de New York City, unde este, ca să zicem așa, epicentrul infecției COVID. La maximumul nostru am avut aproximativ 450 de pacienți în spital, cu aproximativ 150-180 de pacienți în terapie intensivă. Deci, oarecum un număr semnificativ, bineînțeles nu atât de mult cât a fost în New York, dar în mod evident, ca și pentru toți colegii mei de pretutindeni, ne-a schimbat viața definitiv ca doctori în toate aspectele. Nu numai cei din prima linie, cum sunt medicină de urgență și anestezie și terapie intensivă, dar până la urmă aș considera că orice doctor până la urmă are viața schimbată de această infecție și cred că vom practica diferit de acum înainte, din nefericire. Ce credeți că o să ne învețe pe toți acest an COVID, dacă putem să-i spunem așa? E greu de spus ce o să ne învețe pe toți, dar aș putea spune ce m-a învățat pe mine și am încercat să le comunic copiilor mei și familiei cât de importantă este viața de zi de zi, câte
avantaje incredibile avem, măcar prin a trăi sănătoși, a ne bucura de micuțele bucurii ale vieții, care păreau atât de simple acum 2-3 luni, și acum, dintr-o dată, lucrurile s-au schimbat total. Dintr-o dată, COVID-ul a făcut într-un fel timpul să se oprească pentru întregul mapamond. În afară de servicii, la care bineînțeles că am fost dedicați și ne-am dus ca doctori, dar restul oamenilor au stat acasă și dintr-o dată au descoperit alte plăceri ale vieții, care în nebunia de dinainte de COVID nu cred că mai aveam timp să o descoperim. Am redescoperit natura, am redescoperit cărțile, muzica, spiritualitatea, credința în Dumnezeu și o mulțime de alte. Asta e cel puțin pentru mine, dar poate colegii mei au alte păreri. Cum este atmosfera în acest moment pe străzile din orașul în care locuiți? La noi s-a deschis, au început să se ridice restricții și lumea încetul cu încetul a început să iasă. Încă o mulțime de magazine sunt închise, o mulțime de restaurante sunt închise și nu consideră că vor deschide. Este relativ deprimant. Foarte multe magazine în momentul de față dau faliment în America. Magazine extrem de renumite, nume mari, Se cunoscute de. simte, credeți, mai tare în America presiunea asta economică? N-aș putea să spun dacă mai mult sau mai puțin, dar tot ce pot să vă spun că în luna aprilie 20 de milioane de americani și-au pierdut slujbele, ceea ce înseamnă absolut enorm. Se simte. Cunosc de altfel mulți medici anesteziști care, nu știu, probabil că știți, în America nu toată lumea face și terapie intensivă. Și acești medici anesteziști, din cauza că operațiile elective au fost oprite prin decret de guvernatori, majoritatea anesteziștilor au fost trimiși acasă fără salariu. O mulțime, dacă puteți să vă imaginați așa ceva. Deci am colegi care în alte părți, chiar și în New York, n-au luat salariu de 2 luni de zile. Deci este și o problemă economică. Și v-aș întreba, evident, cum a fost această perioadă, cum să spun, din punct de vedere al profesorului, pentru că e o perioadă în care s-a schimbat și această paradigmă. Cât de complicat este să realizezi multe din activități în zona asta de online? S-a schimbat dramatic totul. Bineînțeles, toate conferințele, doamna doctor Copaciu știe că trebuia să avem întâlnirea anuală a Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, la care cu drag am participat în ultimii 7 ani și bineînțeles Și că iată o tradiție care s-a întrerupt, din păcate. întrerupt și efectiv sufletele noastre sunt rupte din motivul acesta. Educația studenților, totul a fost pus în acest format Zoom, în care suntem și acum cu toții, care, după părerea mea, este mult mai puțin, dacă vreți, personal. Ne uităm la un screen de computer și vorbim și cred că se pierde interacția umană, dar pe de altă parte se poate câștiga această disponibilitate să ne întâlnim, uitați, aici cu toții din toate părțile Să știți că lumii. la această concluzie am ajuns și noi când am organizat, hai să spunem, această emisiune, pentru că ne-am dat seama că, sigur, nu e cazul cel mai fericit în care invitații nu sunt alături de noi în platou, dar, pe de altă parte, este o călătorie absolut extraordinară în jurul lumii la propriu prin aceste platforme online, lucru pe care cei drept nu l-am mai făcut până acum în emisiune, cel puțin așa, în numărul acesta atât de mare. Aș merge mai departe la doamna doctor Oana Predescu din Canada, medic specialist anestezie și terapie intensivă și evident o să vă întreb și pe dumneavoastră cum ați trăit această perioadă, cât de complicat a fost atât din perspectiva meseriei, cât și, hai să spunem, din punct de vedere personal. Mă bucur să văd pe toată lumea și mai ales pe doamna doctor Copace, cu care am petrecut mulți ani împreună în România, ca student al dânsei și apoi ca și coleg, colegă. Sunt acum la Montreal, lucrez la Universitatea McGill, într-un spital universitar, spital de traumă,
Într-adevăr, și la noi operațiile programate s-au terminat abrupt pe data de 12 martie și de atunci nu mai dăm anestezii la pacienți programați, dăm anestezii numai pacienților cu cancere avansate. În schimb, suntem parte din un grup de care intubează pe toată lumea în spital când este nevoie. Deci toți cei care se prezintă la spital cu insuficiențe respiratorii severe, fie COVID sau alte pricini medicale, sunt intubați de noi. În felul ăsta aplicăm toate echipamentele de protecție de câteva ori pe zi, mai mult la început, acum din fericire avem mai puține cazuri. La noi în spital, paturile de terapie intensive designate pacienților COVID au fost pline până la sfârșitul lunii august. Acum începem să mai respirăm puțin. Ați spune că situația stă mai bine în Canada în acest moment? Cred că a stat de la bun început mai bine decât în America. Am reușit să aplatizăm curba. N-am fost niciodată deasupra capacității de internare în terapie intensivă, slavă Domnului. Nu știu din ce pricină, poate că am închis școlile mai devreme, am avut noroc cu vacanța elevilor, care s-a întâmplat exact la mijlocul lui martie. Avem, cel puțin la spital, avem colegi care provin din Italia și care ne-au avertizat din timp de ce se poate întâmpla și am luat poate mai devreme măsuri. Dacă ați fi așa să trageți o concluzie de așa din ceea ce ați trăit și ați văzut dumneavoastră în aceste luni, cum vi s-a părut reacția sistemului sanitar din Canada la COVID-19? Și evident, comparând cu probabil experiențele colegilor dumneavoastră din întreaga lume. Mi se pare că am acționat rapid împreună cu toți cei care ne conduc și ne guvernează. Adică am avut sentimentul că în momentul în care lucrurile au devenit acute și extrem de grave, s-au luat măsuri imediate, s-au luat măsuri drastice, s-au închis școli și joburi și magazine de azi pe mâine. Dacă ar fi așa să dați un sfat către cei care ne urmăresc în acest moment, care sunt, hai să spunem, cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat în această perioadă? Faptul că trebuie să ne bucurăm de multe lucruri în jurul nostru pe care le trăim zi de zi. Cărțile, muzica, au fost atât de multe concerte gratis, n-au fost niciodată în jurul nostru. Grădina care pot să respire aer curat și să planteze orice, și discuțiile cu familia. Dacă și ar prieteni. Fi să vă amintiți de cel mai greu moment din această perioadă, e, hai să spunem, o zi, un moment în care a simțit că lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel? Atunci când unul din cei care lucrează în spital, nu neapărat doctor, a fost internat în terapie intensivă și intubat. A fost un moment trist pentru toată lumea, ulterior s-a și prăpădit. Fiecare om care pleacă, mai ales la o vârstă tânără, lasă un mare loc gol în familia spitalului, pentru toți cei pe care l-am știut. Și de schimbat, probabil că o să trebuiască să ne adaptăm ca să ne găsim o nouă bucurie, o nouă de viață și un nou fel de a aprecia lucrurile mărunte din jurul nostru. Și aș continua discuția cu doamna conferențiar dr. Elena Copaciu, medic primar ATI, disciplina anestezie și terapie intensivă la Carol Davila. Bună seara și vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Doamna doctor, cum e să vedeți că acești oameni pe care i-ați format la un moment dat sunt acum, hai să spunem, în linia întâi, într-unele dintre cele mai mari spitale din lume?
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație și mă onorează în mod deosebit. Pentru mine este un moment extrem de emoționant să întâlnesc aici colegii. Am participat la unii dintre ei. Chiar am avut onoarea să le fiu îndrumător la început de drum în meserie și în specialitate. Și pot să spun că mi-am făcut griji pentru fiecare dintre ei. De multe ori am vrut să știu unde sunt, ce fac și că sunt bine și sunt în siguranță. Sunt efectiv mândră de performanțele lor profesionale și de nivelul la care au ajuns și îi felicit din toată inima pentru întregul lor parcurs profesional și mai ales pentru felul în care fiecare, în locul în care se află, a reușit să salveze vieți într-o situație pentru care nu eram pregătiți. Și oricât ai spune că suntem urgentiști, medici de linia întâia, intensiviști, pot să spun cu anii de experiență pe care i-am în spate că ne așteptam la o pandemie, dar nu la provocările pe care această pandemie le-a pus în fața noastră. Cum vedeți dumneavoastră că vor evolua așa lucrurile în perioada următoare? Cuvântul de ordine care trebuie să fie pentru această perioadă este prudența. N-am scăpat de tot. A trecut un hop. Vrem să sperăm că a fost hopul cel mare, dar virusul este încă printre noi. Restricțiile care au existat au limitat, cum spunea și colegele mele, vârful epidemiei, au aplatizat curba și am reușit să adaptăm capacitatea de reacție a sistemului sanitar la provocările pe care această pandemie le pune, dar uitați-vă la situația din România, că apar în fiecare zi noi focare și era de așteptat ca în momentul în care a crescut nivelul de circulație al populației, ca și virusul să circule mai intens în populație. Personal, sunt îngrijorată, recunosc, de noile focare care apar în fiecare zi și sper să găsim și expertiza și înțelepciunea să trecem și acest hop al relaxării carantinei cu rezultatele foarte bune care au caracterizat și perioada de carantină la noi. Și mergem mai departe în Irlanda. Vă mulțumesc, doamna doctor, la domnul doctor Octav Cristiu, medic specialist medicină de urgență, care lucrează în acest moment în Dublin. Bună seara! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și evident că o să vă întreb care e situația în acest moment în Irlanda. Cum arată lucrurile? Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. În momentul de față suntem și noi în faza de relaxare a restricțiilor. Am reușit să aplatizăm curba. Primul caz noi l-am înregistrat la sfârșitul ianuarie, începutul februarie. Deci mult mai devreme decât în România. Un pic mai devreme decât în România. Avem și zboruri directe cu China, 3 pe săptămână, ceea ce a influențat destul de mult răspândirea virusului în Irlanda. Avem un sistem de sănătate funcțional, unde regulile se respectă, unde există ce trebuie și unde se fac eforturi ca să existe ce trebuie și unde lumea este în general disciplinată și respectă anumite reguli care se impun. Acele reguli au fost impuse foarte, foarte, foarte puternic și, cum au spus și colegele mele, au fost afaceri care s-au închis de pe o zi pe alta și au fost cam 1,5 milioane de oameni care au fost nevoiți să stea acasă, să închidă orice fel de venit și să rămână pe tarife sociale și pe bani primiți de la guvern. Oameni care câștigau 1.000 de euro pe lună au ajuns să stea cu câteva sute de euro pe lună, cu familii, cu copii. Dar această oprire abruptă a ceea ce numim noi trading, adică comerț de la ușă la ușă sau de la magazin la magazin, a aplatizat curba și vedem rezultatele acum. Nu avem
La momentul de față mai avem doar 100 de pacienți în toată terapia, în toate secțiile de terapie. Ceea ce este o cifră foarte bună, nu? În comparație cu... Este o cifră foarte bună. Ca număr total de cazuri, momentan avem cam 22.000 confirmate. La fel, Irlanda are o liberă trecere a populației prin aeroportul din Irlanda, trec în Dublin, trec în fiecare an cam 21 de milioane de pasageri. Mulțumesc tare mult și mergem la Paris, în Franța, alături de doamna doctor Andreea Passard, medic primar, reanimare, anestezie și terapia durerii. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Știm cu toții că în Franța încă mai sunt în vigoare multe dintre restricții. E un lucru bun, e un lucru care era necesar. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și sărbători fericite pentru înălțare. E un lucru obligatoriu, altfel nu se putea, prin ce a trăit Franța, altfel decât cu măsurile drastice de restricție, nu s-ar fi putut ajunge în punctul de relaxare unde suntem astăzi. Dacă ar fi să faceți așa o comparație cu alte țări europene la fel de puternic lovite de pandemie, cum ați spune că a menegeriat Franța toată această situație? Noi am avut efectiv 2 săptămâni în care am mișunat ca furnicile de sus în jos pe scări, gândindu-ne ce paturi mai putem deschide, pe cine mai putem chema în ajutor, cum să mărim stocul de medicamente la nivelul nostru de medici. Și fiecare a făcut la nivel de guvern, de politici, fiecare a făcut asta. Am avut aceste 2 săptămâni datorită cărora ne-a fost probabil mai ușor și datorită cărora a scăzut mortalitatea față de Italia. Cred că ați avut destule situații dramatice în această perioadă. Învățăm medicină de 10 de ani, nu facem decât asta. Suntem în anul 2020, știința a avansat enorm, dar trebuie să rămânem umili că în fața acestei noi boli nu am înțeles nimic, nu știm nimic. Am descoperit-o zi de zi, ne-au învățat bolnavii, continuă să ne învețe. Continuăm să vedem cazuri noi, feluri noi de prezentare și m-am mai învățat că există solidaritate între oameni și am fost extraordinar de impresionată și pentru că peste noapte au apărut colegi, prieteni care au venit să ne ajute, oameni care plecaseră să lucreze în privat, care erau în provincie. Am lansat toți un apel, eram disperați, ne-am triplat, a trebuit să ne triplăm capacitatea, erau bolnavi, se învârtau salvările în jurul Parisului și n-aveau unde să pună bolnavii intubați. Și a trebuit, din 16 paturi, noi a trebuit să rocăm la 42 de paturi în câteva zile. Nu aveam unde să-i punem. Și au venit oameni de peste tot, infirmiere, doctori, au venit oameni să ajute spontan, nici nu i-a chemat nimeni, au venit toți și au zis, venim să ajutăm și s-a creat peste noapte o echipă din nimic. A fost extraordinar. Povești minunate despre solidaritate. Și mergem și la Viena, în Austria, alături de doamna doctor Simona Fuchs, medic specialist anestezie, terapie intensivă, medicină de urgență, diplomată la Academiei Europene de Anestezie. Bună seara și bine ați revenit. Cum e acum când lucrurile s-au mai liniștit, doamna doctor? Bună seara, mă bucur să vă revăd, mă bucur să vă cunosc. Și vreau să mulțumesc doamnei doctor conferențiar Elena Copaciu că am simțit-o alături de noi în aceste luni, pentru că și eu la Viena și alți colegi de-ai mei, la Mulhouse sau la Nancy, am simțit-o lângă noi, mai ales că am urmărit tot timpul postările dumneaei și așa ca o ușurare pentru noi a fost comentariul dumneiei la... articolul profesorului Gattinoni despre ventilația mecanică și vă mulțumesc, doamna doctor. Cum e atmosfera la Viena în acest moment? Cred că și pentru mine acum atmosfera la Viena este mult mai bună pentru că am scăpat de gipsul de la mâna stângă. Eu am căzut în gardă la sfârșitul lunii aprilie. Probabil a fost așa o cumulare a oboselii sau... Nu pot să-mi imaginez cum s-a întâmplat. Am început restartul pe data de 12 aprilie. Am fost binecuvântați, pot să spun, și am avut mare noroc că nu am trecut prin ce au trecut colegii noștri din Italia, din Franța, din Spania.
Și acum eu nu aș spune că suntem într-o perioadă de la relaxare și am făcut niște pași de relaxare, pentru că poate acest cuvânt este înțeles greșit, ne duce cu gândul la umbreluță, ne duce cu gândul la vacanță, la un pic de destindere. Și eu cred că această perioadă este foarte importantă. Dacă ar fi să citesc un alt mentor al generației mele, profesorul Gurman, care a scris o scrisoare tuturor anesteziștilor și tuturor doctorilor, în care dumnealui menționa să nu uităm că lupta cu această boală nu s-a terminat atunci când pacientul a fost detubat și a plecat din terapie intensivă. Iar acum, eu cred că ne așteaptă niște luni cu care sistemele medicale nu au mai fost confruntate până acum. Suntem în fața unei situații de repornire economică, resocializare, însă în jurul nostru există o boală care nu are vaccin, care nu are terapie specifică și mai mult, sunt foarte multe persoane asimptomatice sau cu simptome minore care pot infecta alți oameni. Și eu cred că acum această situație complică și mai mult așa zisa relaxare economică și socială din țările Uniunii Europene, care se află în diverse stadii, nu suntem toate țările la același nivel. Vă mulțumesc tare mult și să nu uităm că sărbătorim astăzi Ziua Românilor de Pretutindeni, așa că profit de faptul că avem alături de noi specialiști din întreaga lume, America, Canada, Franța, Austria, Irlanda și prin urmare o să vă rog pe toți cei care ați avut amabilitatea să răspundeți invitației noastre să transmiteți un mesaj către românii din toată lumea, poate un mesaj de încurajare, nu știu, după această perioadă pe care cu toții am resimțit-o mai puternic sau nu, în funcție de cât de aproape am fost de acest virus. Și aș începe din nou cu doamna profesor dr. Wanda Maria Popescu din Statele Unite ale Americii. Eu cred că umanitatea va trece prin asta, dar avem motivul poate că Dumnezeu acum, în perioada aceasta de Paște și de înălțare, ne dă să gândim puțin și să ne uităm în fața noastră că poate tot ce este material și pentru care ne luptăm toți și ne-am luptat până acum în fiecare zi, poate că e momentul să punem un pic de pauză și să reevaluăm care sunt cu adevărat dorințele noastre și valorile noastre și ce este cu adevărat important. Și eu cred că, deși am trecut prin niște momente extrem de grele și toți colegii de aici au spus acest lucru, eu cred că la sfârșitul acestui drum vom ieși diferiți, dar într-un fel vom ieși mai buni. Și am avut posibilitatea să înțelegem poate mai adânc despre cu adevărat ce înseamnă viața pentru noi. Așa că mulțumesc încă o dată tuturor cadrelor medicale de peste tot pentru tot ce au făcut, bineînțeles noi alături, și să sperăm că din asta vom ieși cu bine și într-adevăr vom ieși mai buni. Vă mulțumim tare mult pentru mesajul acesta și mulțumim noi, în primul rând, celor din linia întâi și suntem tare onorați că ați acceptat invitația noastră. Vă așteptăm cu mare drag și în platou în momentul în care veți ajunge în România și mergem din nou către doamna dr. Oana Predescu. Ce mesaj aveți către românii care ne urmăresc acum din toate colțurile lumii? Ce v-a învățat pe dumneavoastră această perioadă și vreți cumva să transmiteți mai departe? Este foarte important tot ce am învățat în școală și toți profesorii pe care i-am avut. Și că în timpurile în care suntem singuri acasă, e fain să avem pasiuni și să ne îngrijim de sănătatea trupului și a minții în egală măsură, să ne păstrăm demnitatea și să știm să mulțumim tuturor celor care ne-au învățat și ne-au crescut. Așa să fie și să învățăm că lucrurile mici sunt extrem de importante în economia asta a vieții. Domnule dr. Octav Cristiu, ce mesaj aveți pentru cei de acasă care vă urmăresc?
Să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de natură, de familie, de prieteni, în limita posibilităților vieții actuale și a pandemiei, care încă ne oprește să ne bucurăm în mare măsură de ce făceam acum 6 luni sau acum 1 an de zile, unde puteam să stăm la o cafea, să avem o discuție lejeră în studio și să nu uităm să fim buni. Ce mesaj ar trebui să înțeleagă toată lumea, mai ales dintr-o zonă în care acest virus a lovit așa cu virulență și s-a înțeles cât de serioasă este amenințarea? Aș vrea să spun 2 lucruri, 3. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au stat închiși în casă, celor care s-au bătut. Și nu știu dacă știți, de 3 luni încoace și mai ales după eliberare, la 8 seara, toată lumea iese la ferestre la Paris și aplaudă. Extraordinar. Și continuă să iasă, deși Orange s-au deschis, începem să deschidem și oamenii continuă să iasă în fiecare seară la ora 8, inclusiv proprii mei copii, se duc la fereastră și toată lumea aplaudă. Și aș vrea să mai spun ceva, vorbesc de data asta pentru tineri. Le va fi greu, va fi o lume diferită de cea în care am trăit noi. Fetița mea împlinește anul ăsta 18 ani. Mulți înainte. Aduceți-vă aminte de liceul nostru și de cum ne-am trăit noi, clasa 12 și majoratele. Ei și-au sărbătorit zilele de naștere pe WhatsApp și pe Zoom. Și vreau să le spun să-și păstreze zâmbetul. În spatele măștilor va fi o lume ciudată, diferită, în care oamenii se vor atinge altfel, se vor apropia altfel. Internetul ne ajută, dar ne și îndepărtează într-un fel. Toată lumea are măști, toată Franța are măști și aș vrea să își păstreze zâmbetul în spatele măștilor. Doamna doctor Elena Copaciu, medic primar ATI la Carol Davila, un ultim mesaj pentru cei care ne urmăresc din toată lumea. Pot să spun că au fost măsuri bune, într-adevăr, cele luate de guvern de oprit școlile foarte devreme și carantinarea, care iarăși față de vârsta, să zic, a epidemiei în România s-a făcut devreme. Din păcate, dar aceasta a fost o problemă cu care s-au confruntat mulți medici și din alte locuri. Echipamentele nu au fost suficiente. La început au fost chiar puține, dar ulterior au început să vină și pe măsură ce trecea timpul erau din ce în ce mai bine echipați oamenii. Deci pot să spun că pe ansamblu s-a reușit, cum spuneam, să evităm vârful de sarcină care să depășească la noi capacitatea sistemului sanitar. Oamenii s-au adaptat cu ture, cu carantinare, cu izolarea de familie, cu sacrificii foarte mari și, din păcate, numărul de cadre medicale care au fost pozitive este mare, neașteptat de mare. Și încă avem cazuri de colegi care se pozitivează. Există și vieți pierdute, din păcate, oameni pe care îi cunoaștem, oameni pentru care s-a luptat din greu în terapie intensivă, la fel cu toți ceilalți pacienți. Deci este o situație care a pus în pericol viețile cadrelor medicale cu fiecare pacient în parte și în continuare trebuie să ne păstrăm prudența și să ne adaptăm la provocările situației care urmează. Discutăm evident și despre credință și despre speranță în mijlocul pandemiei și alături de noi din Verona, Italia, este preotul Gabriel Codrea, protopop la parohia Sfântul Proroc Ilie Tezvinanul. Bună seara și vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Cu drag, bună seara tuturor. Cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră, pentru biserică și pentru toți cei care au fost aproape de biserică și ce ar trebui să ne învețe de fapt pe noi toată această perioadă? Acum, românii din Verona și din Veneția, din nordul Italiei în general, ca și toată Italia, au fost surprinși de această epidemie. Oamenii nu știau ce trebuie să facă. Și foarte înțelept, cel puțin în Veneto,
guvernatorul a închis absolut toate activitățile, a interzis oamenilor să iasă pe străzi. Și a fost o situație care a implicat și mari sacrificii. Părinte, în acest moment, ce se întâmplă? Face slujbe la biserică? S-a întors lumea în biserică sau în continuare aveți reguli și restricții de respectat? Deci, sanitarii n-au fost închise niciodată. Se putea în drum spre supermarket, spre magazin, spre farmacie, spre locul de muncă, să poți să intri în biserică de unul singur. Erau evitate, a fost evitat prin lege, formarea de grupuri. Dar cultul privat, intrarea pentru rugăciune în mod privat, a fost permisă tot timpul. Și bisericile, în general, au fost deschise. Acum, toate culturile religioase recunoscute către statul italian au semnat fiecare cât un protocol cu guvernul italian în care, în anumite condiții, se permitea deschiderea bisericilor pentru rugăciunea publică, pentru slujbele publice. Și așa s-a întâmplat și cu românii ortodoxi. Cum i-ați simțit pe românii cu care ați interacționat în această perioadă și pe care i-ați ajutat și de care ați fost alături, sunt convinsă? Doamnă, oamenii au fost speriați. Au fost foarte speriați și mai ales au fost îngrijorați pentru viitorul apropiat al lor, al familiei, așa se face că se explică și faptul că unii săraci speriați, dar au fost condamnați de către toți și-au asumat anumite riscuri, i-au plecat s-au întors în țară, pentru că așa s-au gândit să ducă locul pe unde au plecat. Și au fost foarte, foarte speriați. Unii dintre ei au înțeles, au ascultat sfaturile noastre că e bine să stea aici, la casa lor, că nu sunt singuri, alții, în schimb, speriați, au plecat. Acum, încearcă să-și revină toți. Dar să știți că aceste aproape 3 luni de închidere în casă au lăsat urme în sufletele oamenilor, pentru că cei dragi, care înseamnă părinți, frați, mulți dintre ei sunt în România sau în alte părți, împrăștiați din alte părți ale lumii. Să trimitem un mesaj către toți cei care ne urmăresc din toate colțurile lumii. Sunt convinsă că sunt români peste tot în lume care au nevoie de un sfat și de o vorbă bună. Să avem încredere în cei care sunt lăsați Dumnezeu și sunt calificați. Eu cred că trebuie să ne încredințăm și să avem onestitatea, să ne încredințăm părerii specialiștilor. Cred că trebuie să recoasem această legătură, care e o legătură întâi de dată socială, între oameni care au diferite competențe și nu să-i pune într-o manieră antagonistă unul împotriva celuilalt. Mulțumim tare mult, părinte. Doamne ajută și sperăm să avem parte doar de vești bune de acolo, din Veneto. Ajungem acum prin telefon în Germania și stăm de vorbă prin telefon cu doamna academician Anca Ligia Grosu, director la Clinica de Radioterapie la Spitalul Universitar din Freiburg. Bună seara și vă mulțumesc tare mult. Știu că sunteți în mașină și cu toate acestea ați intrat în legătură telefonică cu noi în emisiune. Bună seara, eu vă mulțumesc că m-ați conectat, vă mulțumesc frumos, bună seara. Bună seara. Evident că o să vă întreb și pe dumneavoastră ca și pe ceilalți colegi din întreaga lume care au acceptat invitația noastră și cărora le mulțumesc. Cum ați trăit această perioadă de pandemie și care sunt cele mai importante lucruri și concluzii pe care ar trebui să le tragem după aceste luni de încercări? Întâi aș vrea să transmit un gând bun tuturor românilor. Data de 31 mai o să ne gândim unii la alții, să le transmit toate cele bune și în aceste timpuri grele mai ales sănătate. În același timp aș vrea să transmit un gând bun tuturor românilor medici, atât din țară sau mai ales din țară, cât și cei care sunt răspândiți prin străinătățuri, așa ca și mine, și să le doresc multă putere de muncă, mult noroc și, în primul rând, multă sănătate.
pot să spun despre Germania că am trecut, după cum știți din cifre, bine, mult mai bine decât alte țări vest-europene prin această pandemie. Am avut un număr de morți care se ridică la ora actuală la cifra de 8200-2300, ceea ce este pentru o țară cu 80 de milioane de locuitori acceptabil. A fost totuși un maraton și pentru noi, a fost o perioadă grea pentru că eu lucrez la Universitatea din Freiburg și noi suntem foarte aproape de Alsacia, de zona franceză în care, după cum știți, numărul de bolnavi a fost foarte ridicat și pacienții francezi au venit la noi la Freiburg, deci capacitățile noastre nu au fost pline prin pacienți germani, ci au fost pline prin ajutorul pe care l-am dat pacienților francezi. În acest context, mi se pare că a fost totuși un semn de solidaritate europeană în aceste zile grave și mi se pare că acesta este concluzia pozitivă pe care o putem trage. Trebuie să ne gândim peste granițe, trebuie să cooperăm, trebuie să ținem unii la ceilalți și să ne ajutăm. În acest sens, aș vrea să transmit un gând bun și românilor și chiar să-i felicit. Am auzit câteva cuvinte din ceea ce s-a spus înaintea mea și mă impresionează, mă gândesc cu tristețe la doctorii care și-au sacrificat viața pentru pacienți, la doctorii din România care s-au îmbolnăvit sau care au murit de COVID-19 și vreau să spun că acest lucru este impresionant și îmi doresc din tot sufletul ca peste tot în lume să rămână un respect profund pentru știință, pentru cunoaștere și pentru activitatea medicilor și a cadrelor medicale. Doamna academician, o să vă mai întreb și cum arată cifrele în Germania după relaxare. Da, știm că în Germania au spus la un moment dat stop, trebuie să reintrăm cumva în normalitate și au deschis magazine, școli. Ce s-a schimbat în dinamica asta a numerelor? Pot să vă spun că săptămâna trecută numărul de infectați la 100.000 de locuitori în Freiburg, orașul în care locuiesc și în zona din Pădurea Neagră, din împrejurim, a fost de 0 la 100.000 de locuitori pe săptămână, așa se numără la noi. Astăzi numărul este 4, deci cifra se ridică la 4 infectați pe 100.000 de locuitori pe săptămână. Este încă un număr foarte mic. Politicienii și sistemele de sănătate au hotărât aici ca la 35 în unele locuri, în cele mai multe locuri, sau la 50 de infectați pe 100.000 de locuitori și pe săptămână să se închidă din nou totul. Eu, ca medic, nu pot să spun decât că valoarea supremă este viața și sănătatea și aceasta este cea care are prioritate în decizia pe care trebuie să o luăm în continuare. Mi se pare că și în România lucrurile n-au evoluat așa de rău. Mi se pare că și în România oamenii, după toate informațiile care le-au încercat să se adapteze, au respectat regulile de igienă, au rămas acasă. Doctorii au reacționat foarte bine din toate informațiile care le am, au lucrat la cel mai înalt nivel, deci eu cred că nu numai nemții, dar și românii ar putea să fie un pic mândri de felul în care au făcut managementul acestei situații foarte grele. Doamna academician, vă mulțumesc tare mult, sănătate multă și să sperăm că ne vom auzi curând cu vești din ce în ce mai bune legate de această situație. Din tot sufletul, salutări la toată lumea. La revedere! Mulțumim tare mult și mergem mai departe într-o rețea de solidaritate, i-aș spune, un concept extraordinar care a luat naștere în această perioadă. Medici și specialiști din întreaga lume s-au reunit prin intermediul asociației Rețeaua de Solidaritate, arătând că românii sunt uniți în vremurile dificile și arătând că schimbarea poate să pornească uneori și de jos în sus. Și discutăm despre ce
înseamnă această rețea de solidaritate cu cei care au participat din plin la realizarea acestui program extraordinar de interesant pentru această perioadă. Și vom sta de vorbă prin telefon cu domnul dr. Florin Pufla, medic specialist anestezie și terapie intensivă, care activează în acest moment în Italia, la Verona. Bună seara și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Noastră considerați că una dintre urgențele pentru România este declararea și reglementarea sistemului sanitar ca prioritate pentru siguranța statului. Și aș vrea să începem discuția de aici. Bună seara, mulțumesc mult de invitație. Da, consider că una din prioritățile României este declararea sistemului sanitar, sistemului medical ca și prioritate, deoarece stă la baza unei stabilități din punct de vedere medical, social și, nu în ultimul rând, economic. Gândiți-vă în momentul în care aveți persoane active din, să spunem așa, activitatea productivă și trebuie să facă față unei intervenții chirurgicale, unui traumatism și, să spunem, unei neplăceri din punct de vedere medicale și nu are posibilitatea să fie tratat și, să spunem așa, pus pe picioare și să se întoarcă în mod rapid la acea activitate productivă, tot sistemul este întrerupt. De aceea, în țările occidentale și în țările dezvoltate din lume, sistemul sanitar este o prioritate și face parte din, să spunem așa, și sistemul de apărare al țării, pentru că, cum bine ați văzut în aceste zile, o amenințare de ordin, să spunem așa, bacteriologic, virologic, poate pune scurcircuita un sistem economic, o societate întreagă. Ați fost în mijlocul evenimentelor într-o zonă extrem de puternic afectată în Italia. V-aș întreba cum ați simțit că a reacționat sistemul italian de sănătate acestei situații. Sunt convinsă că ați văzut și bune și rele în această perioadă. Într-adevăr, am fost, să spun așa, în prima linie în regiunea Veneto, în care locuiesc de mai bine de, să spun, 15 ani. Am asistat și la bune și la rele, de aceea împreună cu colegii din rețeaua de solidaritate am dorit să transmitem în mod rapid aceste informații către țară, tocmai din aceste motive, ca lucrurile bune să fie adoptate și folosite în timp real, iar lucrurile rele să fie evitate. Stăm de vorbă și cu doamna Grațiela Bitter, medic specialist anestezie și terapie intensivă de la Bruxelles. Bună seara! Spuneți-ne și nouă ce înseamnă de fapt să faci parte din această rețea de solidaritate și cât de important e pentru un medic să aparțină unei astfel de rețele care oferă informație verificată și protocoale. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să spun că, într-adevăr, în țară, fiind foarte mulți colegi, au întrebări despre cum ar putea managerea un anumit caz medical, cum se întâmplă lucrurile în afară și cred că prin această rețea de solidaritate putem oferi un aviz, o părere, un protocol pe care noi îl utilizăm în afară, un schimb de informații pertinent, care poate ajuta foarte mult, cred, pacienții din România și medicii sau asistenții medicali care doresc informații suplimentare. Pentru cei care încă nu au accesat această rețea, e foarte simplu de accesat, dar rețeaua de solidaritate.com. Hai să le spunem foarte pe scurt doctorilor care altui personal de specialitate ce se poate găsi pe această rețea de solidaritate. Domnul dr. Pufla, poate mai interveniți dumneavoastră un pic? Sigur, cu mare plăcere. Împreună cu colegii din Europa și chiar și din Statele Unite, pentru că trebuie să spunem, avem colegi medici, dar și de alte profesii și din Statele Unite, dar și din toată Europa,
am strâns ghiduri, protocoale din sistemele de sănătate în care lucrăm. Avem o bibliotecă pe site-ul rețelei. Documentele sunt grupate pe specialități, sunt în limba originală, dar și traduse în limba română. Ceea ce este extraordinar și aș întreba și pe doamna Gabriela Mirescu, cea care a fondat această rețea, cum v-a venit ideea acestui proiect, cine a cerut acest proiect, cum ați simțit că este momentul să se nască o astfel de rețea de solidaritate între medicii împrăștiați așa în întreaga lume. Vă rog, bună seara! Bună seara! Rețeaua de solidaritate pornește de la ideea că oamenii, atunci când se adună, pot să se scoată din foarte multe probleme ei înșiși, ajutându-se reciproc. Ne axăm pe comunități. Aici avem de a face cu o comunitate profesională, medicii români. Iar noi ne-am gândit, oricum sunt prea puțini în România, România a exportat în ultimii ani cel mai mare număr de medici din Europa și atunci ne-am gândit, când am văzut în țările noastre că se instaurează acest lockdown și ne-am dat seama că valul merge spre România, ne-am gândit cât de importante sunt informațiile și încă sunt chiar și acum, pentru că este vorba despre o situație nouă, despre un virus nou, despre care nu avem informații și ne-am gândit că este o resursă foarte importantă care trebuie să ajungă și să susțină medicii din țară. Pornind de la această idee, l-am contactat prima dată, cred că pe Florin Puflea și pe doctorița Sava, pe care îi cunoșteam personal, și tot așa a crescut rețeaua, aducând medici noi, ei s-au adus unii pe alții și toți au fost, era absolut impresionant, cei mai mulți dintre ei erau în linia întâi COVID în acele zile lungi, iar după gărzi foarte grele veneau, li se mai vedeau și urmele de la viziere și de la măști pe nas și veneau la rețea și se apucau și traduceau și inițiativă extraordinară care sunt convinsă că a ajutat foarte mult personal medical și aș merge la domnul doctor Maxim Untesco din Bergamo, Italia. Bună seara și vă mulțumesc tare mult și aș vrea să-mi spuneți ce v-a determinat pe dumneavoastră să răspundeți cu da acestei idei a Gabrielei Mirescu. Cât de important a fost să aveți la îndemână o resursă cu informații verificate de medici specialiști în care evident că aveți încredere? Și cât de importantă e această resursă în general pentru toate sistemele astea de sănătate într-o perioadă în care poate că n-ai neapărat timp să studiezi, da, articole de specialitate și cumva informația trebuie să vină prelucrată repede și corectă. Deci resursa este desigur importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, fiind o pandemie nouă, o infecție nouă, o maladie nouă de care știm foarte puțin, posibilitatea de a face schimb de experiență între diferiți specialiști la diferite nivele, desigur că ne ajută foarte mult să înțelegem patogeneza acestei boli și cred că reciproc ne ajutăm unii pe alții să luptăm cu această infecție nouă despre care știm foarte puțin. Cred că un alt punct foarte important al acestei rețele, desigur, este gestionarea informației corecte, informații viridice pentru populație, să spunem, care nu are acces sau nu sunt persoane care nu sunt medici, pentru că desigur toți noi ne-am ciocnit cu un val de informații false, de informații, de speculații de tip puțin științific sau chiar politic. Și toate aceste informații false acționează negativ asupra comportării populației în general. Și cum deja am văzut comportamentul populației, comportamentul oamenilor de rând, are ca rezultat și evoluția acestei pandemii, numerele de decese, numerele de persoane care se îmbolnăvesc și posibilitatea de a opri această pandemie, desigur, depinde nu doar de medici, dar și de populație generală. Toate țările, vorbesc și de România și de Republica Moldova, dar și de Europa. Respectiv, anume, cred că cea mai mare importanță e aici, de a aduce informații corecte
și pe înțelesul tuturor, spunem, în populație generală. Și prin asta să ne ușurăm activitatea noastră a medicilor. Vă mulțumesc tare mult și o să stăm de vorbă și cu domnul dr. Tudor Toma, medic senior, pneumolog și lector la Londra. Bună seara și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur invitație. Că sunteți alături de noi și evident că o să vă întreb cum s-a văzut pandemia în Anglia și în ce măsură această rețea de solidaritate a fost lângă dumneavoastră în această perioadă și probabil și alături de alți colegi ai dumneavoastră. Dacă ne gândim, nu știu, sunt probabil colegi mai seniori care își aduc aminte că pe vremuri făceam xeroxuri după, știu eu, venea cineva cu o revistă din străinătate și făceam un xerox ca să avem informația științifică. Acum această informație este gratuită, este online, este tradusă în românește și, din păcate, părerea mea este că nu este folosită atât de mult cât ar putea să fie folosită. Eu nu sunt pentru copierea identică a unui protocol, de exemplu, cum este un protocol din Marea Britanie pentru un spital din România, pentru că sunt lucruri specifice în spitalele, în toate spitalele, deci ar fi cel mai bine să fie adaptat protocolul, dar totuși resursa informațională este foarte bună. Ca să revin la situația din Marea Britanie, ați văzut, toată lumea a văzut, situația nu este cea mai bună, de fapt este cea mai rea din Europa. Credem că s-a ajuns aici pentru că semnalele care au fost la început nu au fost luate în serios de factorii de decizie, deci de guvernanții din Marea Britanie. Măsura cea mai eficientă, care este distanțarea socială, am văzut ce efecte poate să aibă, benefice, a fost introdusă foarte târziu și din cauza aceasta avem numărul de cazuri și decesele care sunt acum în Marea Britanie. Este foarte trist că s-a ajuns așa într-o țară dezvoltată, într-o țară care are un sistem medical capabil să facă față la multe, multe provocări, dar totuși situația este, din păcate, nu este cea mai bună. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Este extraordinar că putem vorbi de această rețea de solidaritate. Felicitări Gabrielei Mirescu pentru această inițiativă. Felicitări și celorlalți domni și doamne care au intrat în legătură cu noi pentru faptul că au achiesat la o asemenea inițiativă care, iată, îi aduce mai aproape unii de alții, cu informație verificată, cu protocoale, cu lucruri care până la urmă ne sunt de folos tuturor. Așadar, 70 de medici români care sunt în această rețea de solidaritate. Nu uitați, e foarte ușor să accesați platforma, aveți și traducere în limba română. E o rețea în care puteți afla cele mai noi și verificate informații în lupta cu noul virus COVID-19. V-am spus încă de la începutul acestei emisiuni că vom face un adevărat ocol al lumii, dar alături de eroii care au fost în prima linie în această perioadă. Și bună seara și vă mulțumesc tare mult tuturor că ați acceptat invitația noastră. O să începem cu doamna doctor și o să întreb cum a stat situația la Brașov în această perioadă, cum arată cifrele și cum resimte, hai să spunem, doamna doctor, perioada aceasta de relaxare, că iată, avem deja o săptămână și încep așa tot felul de știri să apară cu noi focare, cu număr de cazuri care crește. Cum simțiți dumneavoastră această, hai să spunem, oprire a restricțiilor? Bun, încep cu prima întrebare, sau de fapt încep prin a-i saluta pe invitații noastre și mă simt onorată să fiu alături de dânsii. Numele de domnișoară este Căpâlna și probabil că pentru domnul doctor Lobonțiu, venind din Târgu Mureș, înseamnă mai multe și vă salut și toată stima. Bună, Andreea! Mă bucur mult că vă întâlnesc și live, aș putea să spun. Practic, Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, alături de alte 9 spitale de boli infecțioase din țară, au intrat primele în linia întâi de luptă împotriva COVID, pentru că au fost golite din start și au primit doar pacienți cu această patologie.
De la început, numărul cazurilor a fost în creștere. Practic, am atins un maximum de capacitate de internare, după care spitalele de linia întâi au fost suplinite cu alte spitale de pneumologie sau neurologie, de exemplu în Brașov, care au început și ele să primească pacienți cu COVID. Ceea ce este ciudat este faptul că nu doar specialitatea de boli infecțioase sau de pneumologie am ajuns să tratăm pacienții cu această patologie, ci iată și neurologi sau medici psihiatri sau de alte specialități, ceea ce de fapt arată poate un grad al anvergurii infecției și a necesității colaborării între mai multe specialități pentru a asigura o îngrijire medicală corectă pacienților atât cât se poate. În prezent suntem în continuare cu capacitate maximă a spitalului, printr-un număr care, după părerea mea, s-a menținut constant, nu se sizeze o scădere în ultima perioadă, ci din contră un număr constant, chiar o ușoară creștere a numărului de cazuri de COVID. Dar această prelungire, practic, sau mă rog, această ocupare permanentă a spitalelor COVID cu pacienți vine și din faptul că suntem obligați să menținem pacienții internați până când avem două teste negative. Ceea ce la unii pacienți se poate întâmpla mai repede și putem spune că sunt norocoși pentru că au un clearance al virusului mai rapid și permit astfel sau putem astfel să externăm. Alții însă se negativează mult mai încet, mai tardiv și atunci putem să externăm mai târziu. Deci am avut pacienți de la început, am lucrat în permanență cu spitalul la capacitate maximă, avem în continuare un spital plin cu pacienți, nu se sizez neapărat o scădere a numărului de cazuri, așa cum încep să apară unele voci în țară. M-aș ruga din suflet să fie așa, îmi doresc din suflet ca toate previziunile vis-a-vis de relaxare să nu se adeverească și într-adevăr să avem o atenuare a fenomenului epidemiologic COVID în Brașov și în țară de fapt. Vă mulțumesc tare mult pentru, hai să spun, o opinie extrem de sinceră. Și mergem în Germania, unde, iată, relaxarea totuși n-a adus niște cifre complicate, așa cum se întâmplă în România în acest moment. Și domnule profesor universitar, dr. Horia Sârbu, aș vrea să vorbim un pic despre faptul că sistemul de sănătate din Germania a făcut față cu brio acestui virus și iată că inclusiv relaxarea nu este neapărat o amenințare foarte mare, nu? Cu siguranță este o boală foarte gravă. Este o formă de viroză, o zoonoză, care vine de la anumite animale. Deci, cum am început această boală, am început în ultimele luni să înțelegem mult mai bine fiziopatologia acestei boli. Bineînțeles că s-a făcut o mare panică și s-au luat măsuri de lockdown și în Germania cu o virulență foarte mare în diferite landuri. Și la noi, în Bavaria, unde locuiesc și practic, s-au luat niște măsuri foarte ample. Universitatea noastră, în acum două luni jumate, în decurs de o săptămână, a crescut numărul de paturi de terapie intensivă. Le-am dublat, așa că am avut numai în universitatea noastră aproape 300 de paturi de terapie intensivă. Și în momentul de față, în această deflație, să zicem așa, a numărului de cazuri, trebuie să păstrăm încă 75% din capacitățile noastre și de terapie intensivă. Așa, numai prin acest element de logistică am putut să facem față numărul de cazuri și a fost fix, da, o întreagă logistică, ca în război, practic, a acestui lockdown care s-a făcut. Și cu siguranță sistemul de sanitar german, așa cum el este conceput și în moda logistică fenomenală care am făcut-o și care o mai păstrăm încă, așa, a putut să facă față la valul acesta de pacienți. Am tratat foarte mulți pacienți și din Italia, le-am luat cu avioanele de la Bergamo, am avut destul de mulți din Franța și din Italia, pacienți care foarte grav de COVID, care i-am tratat. În momentul de față, văzând că numărul cazurilor a început să scadă și la nivel politic se face această relaxare, cum se spune pe românește, încet, încet, și relaxarea se face destul de încet și anevoios, iar relaxarea în spital, în ghilimele, nu se prea face. În sensul că avem măsuri foarte drastice în spital de sanitare,
dar nu numai aceasta, și numărul de paturi. 75% din elementele de COVID, așa, care le-am crescut prin logistică, trebuie păstrate până la 30, legea spune până la 30 iulie, încă păstrăm, suntem în alarmă, în alertă pentru tratarea acestei boli. Nu se știe când va veni valul al doilea, probabil că va veni în toamnă, pentru că acestui virus îi place frigul și așa și umezeala, de aia vedem că în combinatele de carne și de carnificație acolo sunt în momentul de față focare care sunt tratate în momentul de față. Se face această relaxare în Germania, este foarte interesant, se face această relaxare epidemiologică cu tratament în moment în focar. Așa, foarte puternic, se izolează în focare, care mai apar, ca în Coreea de Sud, de fapt, se face în momentul de față. Cam asta este momentul de față, ceea ce este în Germania. Să zicem că am trecut așa de picul, de vârful acesta, am început relaxarea și relaxarea economică, dar încă stăm cu, da, cu mitraliera sau cu totul ce stăm ca în război și suntem pregătiți pentru valul al doilea. Și asta până la sfârșitul lunii iulie. Lumea să fie conștientă că se poate, da, să păstreze toate aceste măsuri care s-au luat și s-au luat destul de greu și da, măștile, purtatul de măști, n-au fost la început și multe altele lucruri, toate aceste distanța de 2 metri între oameni și multe alte lucruri, așa, toate chefurile care se încearcă să se facă, așa, să le facem cu, cu mintea. Așa mai mult și să păstrăm aceste reguli de igienă. Domnule profesor, purtăm mască, nu purtăm mască, că știți, au apărut tot felul de mituri așa în spațiul ăsta public. Sunt oameni care par așa mai curajoși și au senzația că nimic și nimeni nu poate să-i atingă. Sunt mulți care renunță foarte repede la restricții și la reguli. Ce le spuneți celor care încă sunt foarte sceptici când vine vorba despre respectarea regulilor și a restricțiilor legate de această situație? Se știe foarte bine că chiar măștile normale întrerup transmiterea aceea. Dacă toată lumea poartă această mască, atunci calea de transmitere a acestui virus, care este în special aeriană, se întrerupe. Bineînțeles, personalul medical care lucrează, cum sunt noi, chirurgi toracici, sau personalul care lucrează direct cu acești COVID, cum suntem noi și când trebuie să operăm, așa, trebuie să purtăm echipamentele speciale, cum măști FFP2 și alte lucruri. Dar în mod normal, așa, în locurile publice, toată lumea ar trebui să poarte aceste măști. Și mergem mai departe în Statele Unite ale Americii, alături de domnul dr. Adrian Lobonțiu. America e încă așa sub asediul acestui virus, cifrele încă sunt destul de mari și discutam mai devreme cu o colegă de brasă tot din America că e și această amenințare economică care e foarte puternică. Cum ați resimțit dumneavoastră această perioadă, domnule doctor? Bineînțeles, sunt de acord cu colegii mei și din Germania și din România. Aici este puțin mai diferit pentru că am resimțit pe plan federal, am resimțit pe plan local, pe planul fiecărui stat, deci sunt diverse cifre. Ceea ce cred că este important este cazurile la 1 milion de persoane. Deci bineînțeles că noi în Statele Unite avem peste 1.600.000 de cazuri care sunt confirmate. Ceea ce este important este numărul de decese. Avem aproape 100.000 de decese în lume. Deci suntem, din nefericire, pe locul întâi în lume, în Statele Unite, global pe Statele Unite. Dar cred că ce este cel mai important este cazurile la 1 milion de locuitori. Și cazurile la 1 milion de locuitori care le avem aici sunt 5.000 de cazuri la 1 milion de persoane. Ca să dau o comparație cu cazurile la 1 milion de persoane în Franța, de exemplu, unde am mai avut contact cu foștii mei colegi din Franța de acolo, cazurile la 1 milion de persoane acolo sunt 2.000, cam 2.000 de cazuri, peste 2.000 de cazuri la 1 milion de persoane. Iar în România stăm ceva mai bine. Deci fiecare țară a gerat această criză așa cum a putut și a gerat bine să salveze viețile oamenilor. La fel am făcut și aici. În România avem aproape 1.000, sub 1.000 de cazuri la 1 milion.
Deci, situația în Statele Unite, în Statele Unite, ca să închei, este foarte variabilă. Am resimțit același lucru ce a resimțit Germania, ce a resimțit România, ce a resimțit fiecare țară. Este o situație globală în spitale și în viața de zi cu zi. Cred că vom trece la o nouă normalitate și va începe o nouă normalitate pe care e greu să o definim și vom afla. Și pe care să o înțelegem deocamdată. Trebuie să o înțelegem deocamdată și lucrăm, cred că fiecare dintre noi, în Germania, în Franța, în România, în fiecare țară, lucrăm să înțelegem această nouă normalitate și să aducem soluții în așa fel încât să evităm o a doua criză, cum spunea profesorul Sârbu din Germania, un al doilea val, care și aici în Statele Unite se prevede și se preconizează. Acum nu trebuie să luăm toate speculațiile și să dăm crezare tuturor speculațiilor din presă, de pe rețelele de socializare, dar având experiența gripei din 1918, gripei spaniole, a fost un al doilea val și a fost un al treilea val. Al doilea val a făcut mai multe victime decât primul val. Bine, nu suntem nici în 1918, suntem în 2020, avem altfel de mijloace, altfel mult mai sofisticate acum, dar ne putem aștepta la un al doilea val. Nu știm care va fi mutația, nu știm ce va fi la toamnă. La toamnă știm că dacă va exista un al doilea val, trebuie, cel puțin aici în Statele Unite, s-a emis această ipoteză de toate instituțiile sanitare, instituțiile guvernamentale, la nivel federal, la nivel de stat, în toate cele 50 state ale Statelor Unite, la nivel local. Deci e situația mai complexă în Statele Unite. Nu pot să vă dau o cifră pe toate Statele Unite, pentru că starea de relaxare depinde de la stat la stat și local, de la spital la spital. Cred că ceea ce facem aici în Statele Unite este echipăm spitalele, avem rezerve și ne pregătim. Nu cădem nici în extrema cealaltă, în extrema panicii, dar ne pregătim cu rezerve în fiecare spital ca în eventualitatea în care va exista un al doilea val în toamnă, când sistemul medical va fi supra-solicitat de către gripele comune, nu neapărat de către gripa, pentru că va fi gripa sezonieră începând din toamnă, să fim pregătiți și toate spitalele și fiecare stat să fie pregătit și să aibă rezervele și să aibă, avem deja experiența ceea ce s-a întâmplat, să putem răspunde mult mai eficient, mult mai repede și să salvăm mai multe vieți, bineînțeles. Nu cred că trebuie să intrăm în panică sau fiecare dintre noi la nivel individual, nu ca medic, nu, deci fiecare la nivel individual, nu trebuie să dăm curs speculațiilor, ci să avem grijă măsurile care le cunoaștem toți și care le cunosc și colegii mei de peste tot, fie că suntem medici, fie că nu suntem medici, sunt aceleași măsuri de prevenție în această perioadă de relaxare, nu trebuie să lăsăm jos garda și vom învăța în fiecare zi. Este o muncă de colaborare pentru ca să salvăm fiecare viață. Și să știți că noi învățăm din mesajele fiecărui invitat care e alături de noi online, că asta e situația în acest moment. Așa că, domnule profesor, nu închid conversația cu dumneavoastră până nu transmiteți un mesaj tuturor celor care ne urmăresc acum din toate colțurile lumii, mai ales că e și așa o zi specială cu semnificații religioase. Ce mesaj aveți pentru români, pentru pacienți și pentru cei care în această perioadă au trăit, hai să spunem, pandemia, fiecare așa în felul în care a știut să se adapteze acestei situații? Un mesaj de încredere, un mesaj de felicitări pentru toți cei care au reușit să treacă și care au reușit să se protejeze și să respecte regulile și să-i protejeze pe alții, pe familiile lor și pe toți cei din jurul lor și să continue această practică. Este o zi deosebită aici în Statele Unite, este Memorial Day, este ziua eroilor. Astăzi la noi sunt eroii care au căzut în diverse războaie, care nu mai sunt printre noi și știu că ziua eroilor va fi, când va fi difuzată această emisiune, ziua eroilor în România. Și cu, am văzut și o copertă extraordinară. Prima pagină de astăzi a fost dedicată victimelor COVID-19 din America. Absolut, absolut. Și un mesaj, bineînțeles că din punct de vedere religios este înălțarea Domnului, nu intru, nu are
știința cu religia este, sunt două entități diferite. Nu vreau să... cine sunt eu ca să mă exprim și să combin aceste lucruri. Dar îmi amintesc despre o scrisoare a lui Einstein, care, bineînțeles, teoria relativității și care nu e atât de armonioasă cu teoria mecanicii cuantice, și asta mi-aduc aminte din fizică și m-a frapat această scrisoare în care Einstein îi scria părintele mecanicii cuantice, Born, zice, mecanica cuantică oferă multe, însă cu greu ne aduce mai aproape de secretele lui Dumnezeu, Einstein. Și tot Einstein continuă și spune, eu în orice caz sunt convins că Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul. Un mesaj de încredere, un mesaj de sănătate, să ne păstrăm sănătatea, să avem încredere, vom trece și peste asta, așa cum am trecut peste multe în viață până acum, nu numai noi ca români, ci românii de pretutindeni, dar toți suntem în același sistem acum și în aceeași criză, toți, și cred că trebuie să ne gândim, să nu ne gândim acum cu ceea ce nu avem, să ne gândim mai bine la ceea ce avem și ce putem să facem cu ceea ce avem de acum înainte, în viitor, bazându-ne pe experiența trecutului și pe experiența care am învățat-o din aceste luni de criză. Vă mulțumesc tare mult și sper să ne auzim cu bine cât mai curând. Domnule profesor, dr. Horia Sârbu, revin la dumneavoastră și o să vă rog același lucru, să transmitem un mesaj tuturor celor care ne urmăresc din toate colțurile lumii. Voi încerca să fiu scurt și... transmiturilor românilor care sunt de peste tot, rămâneți sănătoși. Încercați să păstrați ceea ce am vorbit și toate măsurile de aceasta de relaxare, dar rămâneți sănătoși, dragi români. Și eu probabil că sunt puțin de altă părere între medicină și teologie și religie. Este o mare, de cursul istoriei, o mare îmbinare, să spunem așa, și cu ocazia înălțării care va fi transmitutorul românilor, da, cel de sus probabil că o să le rânduiască pe toate. Vă mulțumesc și multă sănătate românilor. Și noi vă mulțumim din suflet pentru mesajul ăsta atât de frumos și ajungem din nou și la doamna dr. Andreea Moldovan la Brașov. Doamna doctor, un mesaj pentru români și pentru aceste zile de relaxare din partea unui om care a stat în linia întâi în toată această perioadă și la care trebuie să fim atenți, aș spune eu. Eu cred că această relaxare trebuie să fie făcută sub forma expectativei armate. În sensul în care să nu abdicăm foarte mult de la principiile prevenției, pentru că cred că încă nu ne putem permite acest lux. Aș face și eu apel la a fi și a rămâne sănătoși cât mai mulți dintre noi o perioadă cât mai lungă de timp. Dar apelul principal pe care îl fac este la responsabilitate și la conștientizarea acțiunilor fiecăruia dintre noi, care nu ne protejează doar pe noi, ci în primul rând pe cei din jurul nostru. Aș spune că suntem cu toții în aceeași barcă, de fiecare dintre noi depind cei din jurul nostru. În momentul în care unul sau un grup de oameni abdică de la principiile prevenției, nu folosesc corect masca, nu păstrează acea distanțare socială, nu respectă reglementările care sunt în curs și care, după părerea mea ca țară, ne-au ferit de niște... de o evoluție absolut imprevizibilă a infecției cu coronavirus, toate aceste abdicări nu fac decât să ne ducă la un sau să crească mult riscul de a avea și noi un impact mult mai dur al coronavirusului în țară. Deci rugămintea este la atenție, responsabilitate, conștientizare, protecție, pentru că încă nu a trecut complet pericolul. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Să ne auzim cu vești cât mai bune în cel mai scurt timp și mai stăm de vorbă în această emisiune și cu domnul profesor dr. Gabriel Popescu, medic primar boli infecțioase la Institutul de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balci. Bună seara, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Știu că sunteți foarte ocupat. Cum simțiți că evoluează lucrurile după o săptămână de la relaxare?
bănuiesc că lucrurile vor continua să evolueze cu suișuri și coborâșuri, cu valuri de îmbolnăviri mai numeroase și cu perioade de oarecare acalmie încă destulă vreme de acum înainte. Sunt absolut de acord, nu putem considera lucrurile aproape de final și că depinde de modul în care vom acționa noi, corp medical, cum vor acționa toți compatrioții noștri, pentru a putea să limităm cât mai mult consecințele acestei pandemii în termen de decese, în termen de vieți pierdute, în termen de perioadă lungă de îmbolnăvire până la refacere. Probabil că pe măsură ce trece timpul față de momentul debutului pandemiei, se înțeleg mai bine și modalitățile în care trebuie să ne protejăm și cred că aceste focare vor scădea numeric pe măsură ce va trece timpul de evoluție a pandemiei. Mă gândesc însă că avem alte zone unde e foarte important să fim atenți, pentru că acolo bolile, odată apărută infecția, riscul de evoluție nefavorabilă este foarte ridicat și mă refer aici la centrele rezidențiale pentru vârstnici, mă refer la centrele de hemodializă, unde am văzut că pot apărea ușor multe cazuri și multe dintre ele să evolueze nefavorabil. Legat de colegii din corpul medical, înțeleg că este o emisiune dedicată românilor de pretutindeni pe această temă a pandemiei COVID-19. Pot spune că în aceste luni am ținut legătura cu colegi, cu foști studenți, rezidenți plecați în alte părți ale lumii, în Franța, în Marea Britanie, în Statele Unite. Am putut să punem la oaltă idei bune dintr-o parte sau din alta. Ce am reușit să descifrăm de la o zi la alta, pentru că lucrurile sunt extrem de schimbătoare, sunt de la un moment la altul înțelegem mai bine cum să controlăm această afecțiune. Și cred că mesajul cel mai important este să continuăm să fim atenți pas cu pas la ceea ce se întâmplă și să ne fie bine tuturor. Vă mulțumesc tare mult pentru acest mesaj și vă mulțumesc celor care ați avut răbdare și a stat alături de noi în această emisiune. Să ne revedem curând aici la București, dacă se poate, și cu vești cât mai bune și din America și din Germania, dar și de la Brașov, evident. Mulțumesc doamnelor, mulțumesc domnilor și nu încheiem această emisiune fără a aminti sponsorii care ne ajută de fiecare dată: Hofigal, Derma Vital, cabinetele clinicile Dr. Leahu și florăriile Trias. Și așa, pe final de această emisiune atât de special, acest maraton care ne-a dus în jurul lumii cu oameni care au fost eroi în aceste luni în toate țările lumii și pe toate continentele lumii, rămânem așa într-o notă, hai să spunem, optimistă, pentru că până la urmă toate aceste luni au arătat că solidaritatea există și că împreună suntem mai puternici și putem trece peste lucrurile pe care, iată, natura ni le pune în față. De aceea, doamnelor și domnilor, vă invităm așa pe final de emisiune să o ascultați pe doamna profesor dr. Mihaela Vlaicu Bustuchină, neurolog la Spitalul Universitar Pitié Salpêtrière, membru al Institutului Național de Știință și Cercetare Medicală în
Paris. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră și-o amintesc și o iubesc foarte tare, așa că am considerat potrivit acest final al unei emisiuni care a vorbit despre eroi, despre solidaritate și până la urmă despre ce înseamnă să-ți faci meseria cu drag. Vă mulțumim, vă aplaudăm și să sperăm că vom putea vorbi la timpul trecut despre toată această situație cât mai curând. O seară cât mai bună! Mulțumesc pentru invitație și mi-ați făcut o adevărată surpriză transmițând cântecul Invizibilul, cântec pe care l-am compus în această perioadă tulbure în care pandemia a pus stăpânire pe întreaga lume. Acum se desfășoară la Paris un congres al Academiei Europene de Neurologie, iar ca membru al acestei academii vom avea o conferință în câteva minute în direct cu alți colegi din toată lumea și vom discuta despre COVID. Faptul este foarte important pentru că de ce discutăm? Pentru că această pandemie atinge nu numai aparatul respirator și celelalte organe, dar dă și complicații neurologice importante. Iată despre ce vom vorbi. Bineînțeles că toată cercetarea științifică este concentrată pe acest subiect, iar cred că vor exista progrese pentru că se studiază virusul, se studiază din ce în ce mai mult proprietățile lui și mai ales se încearcă să se găsească soluții terapeutice în care imaginația cercetătorilor este într-adevăr extraordinară. Eu aș vrea să transmit o undă de optimism totuși, pentru că sunt convinsă că până la urmă o să-l învingem pe invizibil. E nimeni pe stradă, nu mai păsări ce zboară, nu peron pustiu de gară, nu mai păsări ce zboară, nu peron pustiu de gară. Ce lume ciudată, nu credeam noi niciodată că într-o zi va fi posibil să ne temem d'invizibil. Unde este, chiar nu știu, de te-atinge poți muri. E un virus invizibil, invizibil, dar teribil. Poți să înconjor pământul și să uiți de invizibil, invizibil, dar teribil. Și când noaptea va apare, invizibilul dispare și mă las purtat de vis într-o lume paradis. Și mă las purtat de vis într-o lume paradis. Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră este susținută de Hofigal, Derma Vital, Clinicile Dr. Leahu.